Sorin Oprescu, dus la Spitalul Universitar de Urgență București pentru a fi consultat de un cardiolog. Alexandru Chiciu, avocatul primarului suspendat al Capitalei, este cel care a făcut anunțul astăzi, după ce l-a vizitat pe acesta în arest. Sorin Oprescu a fost consultat și vineri seară în arestul central de medicul cardiolog Leonida Gherasim de la Spitalul Universitar. Este mai slab, mai puțin tonic, are diabet instabil. Riscă domnul Oprescu să facă un infarct în spatele gratilor? Greu de spus. Un bolnav cu angină poate să moară subit și sau să trăiască 20 de ani. Referitor tot la starea de sănătate a lui Sorin Oprescu, doi reprezentanți ai Avocatului Poporului, însoțiți de un medic și de un reprezentant al unei organizații non-guvernamentale, au fost joi la arestul central al Poliției Capitalei, după ce instituția s-a sesizat din oficiu cu privire la situația primarului suspendat. Concluzia este că în cazul unui pacient cu o bogată încărcătură patologică, înalt susceptibilă de boală cardiovasculară, acesta trebuia urmărit și deferit unei secții de cardiologie cu toate cele aferente, adică urmărit, însemnând începând de la electrocardiogramă și teste biomarcări și până la posibilitatea de a executa o coronarografie. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anunțat joi că s-a autosesizat în cazul primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, făcând referire la problemele medicale pe care le reclamă edilul aflat în arest. Ciorbea a avut vineri prima conferință de presă de la instalarea în funcția de avocat al poporului în aprilie 2014, având ca obiect cazul primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu. Înțeles că riscurile sunt foarte mari, sunt serioase și nu știu cine și ar putea asuma un asemenea risc. Avocatul lui Sorin Oprescu a mai precizat astăzi că clientul său cere conducerii arestului suplimentarea normei de hrană. De asemenea, el a precizat că edilul aflat în arest va da statul în judecată și cere să fie pus față în față cu denunțătorii săi. Apărarea a înțeles să analizeze toate înscrisurile puse la dispoziție de procurori și să formuleze atât solicitări de probe ținând de înscrisuri și de elemente fundamentale din punctul nostru de vedere în apărare, dar și audierea unor martori și posibile confruntări între cei care au dat declarații contradictorii față de declarațiile noastre. Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost arestat preventiv în 6 septembrie de Tribunalul București la cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, care l-acuză de luare de mită.